Am înțeles că nu a știut să comunice ceea ce ei au discutat acolo. Asta am înțeles și din punctul ăsta de vedere, repet, pentru mine este o gafă de comunicare a lui. Ați înțeles ce am înțeles și noi că se intenționează. Nu, n-am înțeles să se intenționeze să se crească aceste taxe. Nu. Domnule Ficiac, poate dumneavoastră ați înțeles altceva decât domnul senator de la PSD. Eu revin la ce spuneam înainte de pauza publicitară. Foarte mulți dintre decidenții politici nu înțeleg rolul cu... Eu am impresia așa că poți să vorbești. Eu îl cred că a fost absolut sincer domnul Sandesc la o dezbatere, ce s-ar putea face să îmbunătățim ori lucrurile astea în momentul în care tu ești factor de decizie și le lansezi în spațiu public, oamenii și ziariștii și oamenii în general și investitorii devin foarte atenți.